dacă am ține cont de primul rezultat înregistrat de echipa de fotbal feminin CSS Târguviște, putem spune că acest sezon competițional se anunță dezastruos. Junioarele antrenorului Mihai Tătăranu, selecționer la Under 17, s-au deplasat până în Iași pentru a disputa prima etapă cu CS Navobi Iași. Formația gazdă a dat dovadă de maturitate și omogenitate, iar golurile au fost înscrise pe bandă rulantă în poarta târgovișteană. Cu 15 reușite și-au scris victoria ieșencele, spulberând orice șansă a oaspeților de a marca măcar golul de onoare. Iată rezultatele complete din Liga 1 Feminin. Etapa a doua este programată pe 21 septembrie. CSS Târgoviște va primi vizita celor de la Oțelul Galați, care în momentul de față se situează pe locul 3 în clasamentul general. Și de această dată, elevele lui Mihai Tătăranu vor porni cu o șansă a doua. Iată meciurile programate în etapa a doua.